Doctorul Cristian Paleru, medic primar de chirurgie toracică și profesor al Facultății de Medicină și Farmacie Carol Davila, a fost reținut de procurori, alături de el și doi medici rezidenți. Cu toții sunt cercetați în cazul mitelor de la Institutul Marius Nasta din București. În același dosar, alte două doctorițe au fost plasate sub control judiciar. În total însă, numai puțin de 31 de persoane sunt cercetate pentru activități infracționale de dare și luare de mită. Lucrurile astea se întâmplă așa cum știm fiecare că se întâmplă. Se cere șpagă de la pacient, de la familiile acestora, care vin la spital încercând să-și salveze viața, sănătatea și sunt puși în fața unei alegeri imposibile. Scoți banii de unde pe care i-ai sau nu i-ai, sau riști ca tu sau cei dragi ai tăi să rămână fără sănătate sau poate chiar fără viață. Lucrurile astea trebuie corectate. Vlad Voiculescu a mai precizat că mita din sistemul de sănătate nu se va stopa de la o zi la alta. Trebuie făcută curățenie și apoi urmează fața de construcție. Și dacă pentru curățenie cred că există o masă critică în România de oameni care spun, da, domnule, nu se mai poate, hai să vedem fără hoție cum se poate, faza de construcție e cu atât mai complicată și este și una de durată. Nu ne putem aștepta că lucrurile se schimbe de azi pe mâine. Primul lucru trebuie să facem curățenie, fără hoție ajungem departe. În plus, fostul ministru al sănătății aduce aminte că bugetele din cadrul administrației spitalelor și serviciilor medicale București sunt imense. Bugetul la SSMB este de peste 100 de milioane de euro pe an. Gândiți-vă că oamenii aceștia lucrează cu achiziții de milioane și de zeci de milioane de euro și cel puțin jumătate din valoare se pierde. Practic un spital, precum cel construit din bani privați de dăruiește viață, un spital se pierde numai de la această instituție dacă nu corectăm lucrurile. Și asta facem acum, corectăm lucrurile cu ajutorul unor oameni din sistem care au avut încredere în USR și USR au avut încredere în ei și, bineînțeles, cu ajutorul instituțiilor precum DNA.